Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la emisiunea Fără Secrete. În această zi i-am invitat în platoul emisiunii Fără Secrete pe George și pe Aiana, cei doi fotografi haihui. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumim de invitație! Eu vă mulțumesc tare mult pentru că iată ați venit din București până în Slatina, în platoul emisiunii Fără Secrete, și așa cum îmi doresc eu, această emisiune vreau să fie fără niciun secret. Și o să încep cu o întrebare, să zic eu așa, destul de pătrunzătoare, pentru că vreau să aflu, de fapt, ce va uni pe voi doi. Să fie oare fotografia? Mai degrabă călătoriile. În primul rând călătoriile și în al doilea rând fotografia. Pe parcurs a venit și fotografia. Îndrumat, bineînțeles, de ea. Da. George, o să te rog să te întorci puțin în timp și să-ți aduci aminte așa cum a fost prima întâlnire dintre voi doi. Pentru că cei care vă cunosc știu oarecum povestea voastră și se pare că această pasiune, fotografia, tu ai preluat-o de la soția ta. Da. Că vreau să le spunem celor de acasă că voi sunteți soț și soție. Da. Într-un final. Da. Bun. Păi să mă întorc în trecut. Undeva în 2011, noiembrie 2011, efectiv la cererile unui prieten comun, a zis, haideți să ne vedem să luăm o cazare pentru Revelion, să facem Revelionul cu toți. Zic, da, bun, nu e nicio problemă. Nu ne cunoșteam. Și chiar în ziua aia ne-am cunoscut. Întâmplarea face că am ajuns unde trebuia să ajungem și de acolo au fost câteva faze funny, ne-am oarecum am avut și un clinch între noi și am zis că nu mai vreau să-l mai întâlnesc vreodată. Se pare că iubirile adevărate de undeva de acolo pleacă, nu? Da. Da. O scânteie mare, după care o iubire mare. Da. Da. Și efectiv a fost o perioadă în care n-am căutat-o, nu m-a căutat. Până când am ajuns din nou pe munte. Practic, noi, după ce am căutat cazarea și ne-am rezolvat cu Revelionul, am zis să facem și o drumeție pe munte. Și atunci a fost prima drumeție. Da. A doua oară, tot organizând o drumeție pe munte, ne-am reîntâlnit printr-o altă prietenă de-a noastră comună. Și de atunci, și tot așa, de atunci tot călătorim împreună. Da, și am avut o perioadă de 8 luni de zile, 9 luni de zile în care efectiv călătoream. Bine, dorința mea a fost... Ne întâlneam prietenește la o cafea și plecam unde vedeam cu ochii. Dorința mea până a începe, să zic, călătoriile în extern, a fost să învăț țara, să ne vedem efectiv țara în lung și în lat. Și de atunci am început peste tot. Am fost prin țară, cu timpul ne-am făcut și prieteni prin diferite zone ale țării. Păi trebuie să precizăm că după emisiune veți întâlni, nu, cu fotografii și din, da, Slatina. Din Slatina. Da, da, da. Pe care îi salutăm. Da. Și bineînțeles că poate au venit pe un făgaș și a mers mai departe. Dar ia spune-mi, George, până să o întâlnești pe Aiana, tu călătoreai, îți plăceau călătoriile sau cumva această dorință de a vedea lumea, de a vedea țara a venit odată cu apariția Aianei în viața ta? Mi-a plăcut de mult. Mi-a plăcut de mic să explorez, efectiv. Tot ce era în jurul meu, încercam să nu stau locului. Chiar creându-le probleme, să zic, probleme părinților, pentru că plecam și nu știau unde plec. Chiar la un moment dat, cu un prieten din copilărie, am plecat dimineața și ne-au căutat până seara și bineînțeles că a urmat acea educație fizică propriu-zisă dată copilului, dar lucrul ăsta nu m-a împiedicat să explorez în continuare. Însă
după ce m-am întâlnit cu Irina, efectiv am s-a dezvoltat pasiunea asta de călătorie, s-a de explorare mai mult, că explorezi, efectiv. Pleci dimineața, nu știi unde pleci, unde vezi cu ochii, tot înainte. Cam asta. Cred că este minunat să te trezești și să te urci în mașină, să pleci și, de fapt, pe traseu să te gândești oare cum ar fi să ajungem în cutare loc. Cred că asta vi se întâmplă vouă. Și sunt convinsă că cei care îmi urmăresc în acest moment emisiunea, probabil că se gândesc că voi sunteți o familie cu foarte mulți bani. Pentru că altfel n-ai avea bani să pleci, n-ai avea bani de motorină, n-ai avea bani de cazare și așa mai departe. Și vreau să spuneți, într-adevăr, e frumos să vezi lumea. Cu toții ne dorim asta, doar dacă avem finanțele necesare. Voi cum vă descurcați? Noi facem sacrificii. Preferăm mai degrabă să strângem bănuți, să-i punem deoparte, să ne gândim cam pe unde ne-am dorit sau ce ne-am dorit să explorăm și să nu mergem în cluburi, nu mergem în discoteci, nu fugim cam pe nicăieri. Da, uneori chiar perioade. Mai tăiem de pe listă și la capitolul îmbrăcăminte, în așa fel încât să putem pleca, să putem explora lumea. Efectiv, voi sunteți fericiți dacă ajungeți într-o anumită destinație. Da. Cred că bucuria voastră acolo se simte, nu? Da. Da. Undeva nefericire ar fi dacă n-ați mai pleca. Da, foarte mare. Ar fi cea mai mare problema noastră, da. Pentru că cei care îmi urmăresc emisiunea și până la urmă și eu sunt foarte curioasă să văd aceste peisaje pe care voi le vreți să le arătați. Până la urmă vreți să arătați oamenilor frumusețea țării și frumusețea lumii până la urmă. Da, și am să-l rog pe colegul meu, pe Armand, să înceapă cu prima fotografie. Avem undeva la 40 de fotografii, să zicem unele dintre cele mai frumoase, nu, pe care le-ați ales voi. O să te rog pe tine, George, sau și pe tine, Aiana, să ne spuneți, aici ai senzația cumva că este o fotografie așa, pictată, parcă nici n-ar fi realitate. Aici în Slovenia. Prima era în Italia, era o trecătoare spre în Dolomiți, Florența. Aici în Viena, Budapesta. Oricum căutăm locuri foarte înalte. Zona Alsaciei este o zonă foarte frumoasă. Recomand tuturor. Deci cum se propagă până la urmă copacul în această apă de extraordinar, aici, nu? Aici este în Germania, în Nuremberg. Da, Nuremberg. Strasburg. Aici, wow, efectiv, dar voi chiar v-ați schimbat. Stejarii aceștia... Am făcut turul Europei. După ce am terminat cu turul țării, am făcut și turul Europei. Da, o să rupe Armand, dacă poate Viena. Să revină la fotografia care a fost înainte, pentru că spuneai tu ceva de stejari. Da, stejarii aceia... Toți copacii aici, din Strasburg, imagine. Efectiv, nu mai aveau pic de frunză. Am fost în perioada de noiembrie. Chiar dacă la ei climatul este cât se poate de blând, dar ăștia erau singurii stejari. Nu știu, au o denumire ciudată. Strasburg, da. Da, din tot Strasburgul care erau galben. Era un galben încât, efectiv, adică galbenul care îl vedem noi aici. Da, da, vedem și în fotografie. Voi, da. Să înțeleg că aceste fotografii nu sunt prelucrate, nu? Să nu, înțeleagă cei nu. Care văd. Sunt oarecum editate, nu exagerat de mult. Pe parte de contrast, saturație, lumina nu are. Deci, aici, În Praga. Aici a fost o cursă nebună, efectiv. Contra cronometru de Revelion. Da, aici cred că e un târg de Crăciun, nu? Da, după da. Am plecat de Revelion, Budapesta, Viena, Praga. Asta spuneam înainte de a vedea aceste fotografii, pentru că, într-adevăr, din aceste fotografii, Budapesta este extraordinar de frumoasă. Eu de-abia ce m-am întors de acolo, dar totuși parcă nu e atât de frumoasă în realitate, parcă cum ar fi în aceste fotografii. Văzută de sus este foarte frumoasă. Într-adevăr, și setările contează foarte mult, dar aici este podul Carol din Praga. Se întâmplă Dubrovnicul. Asta Dalmației. Trebuie căutate anumite unghiuri, trebuie căutate anumite locuri. La partea cu Dubrovnicul chiar aș dori să... că e o poveste foarte interesantă. Da, dacă vrea Armand să se reîntoarcă la acea fotografie. Mulțumesc. Aici este
Era a doua zi. În prima zi, efectiv, am pierdut apusul când am ajuns în aceeași locație din cauza graniței, că noi eram efectiv din Muntenegru, am venit în Croația și la graniță am pierdut undeva la vreo 40 de minute, ceea ce în unele situații acele 40 de minute, cel puțin pe partea fotografică, contează foarte mult. Și am zis, a doua zi plecăm mai devreme și am ajuns în locația respectivă ca să surprindem. Aici în Muntenegru, în Golful Cotor. Superb. Superbă fotografie. Da, din păcate acele două bănci nu mai există. Mai spunem de Dubrovnik ceva, că am ajuns, pentru a fotografia acel apus, am intrat pe un teren privat. Da, pe proprietate privată. Da, pe proprietate privată. Dar am avut noroc că nu era nimeni acasă și ne-am făcut treaba. Deci iată ce poți să faci pentru a lua un cadru, nu? Da, aici este în Salzburg. Cred că cea mai frumoasă locație din Salzburg. Da, 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 zona. Ai un belvedere. Orașul este destul de aglomerat, în schimb. Aici ce e tot Dubrovnik. Imediat după ce s-a lăsat soarele, după ce a apus. Aici tot Dubrovnik. Tot Dubrovnik, dar de pe partea dreaptă, cum ar fi, sus la releu. Chiar sus aici puteți să găsiți și o de asta, cum e, o cafenea. Și se vede Dubrovnicul de sus, foarte frumos. Da, da. Am fost în Dubrovnik, cred că acum vreo 7-8 ani, dar îmi amintesc. Este aici este în Plitvice. Da, da. În Croația este, are foarte multe cascade. Iar în perioada respectivă așa ningea. Am prins 3 anotimpuri. Și primăvară, și toamnă, dar și iarnă. Ningea cam povești. Seara a început să o furtună foarte puternică, încât în momentul în care tuna și fulgera, vibra efectiv pensiunea. Iar și spre dimineață ne-am dimineața trezit când ne-am trezit, începuse să ningă. Și am zis, acum e momentul să mergem. Bine, era momentul că aveam cauciucuri de vară, că nu ne gândeam noi că vom avea șansa să aprindem și zăpadă. Aici este în Cotor, așa sunt străduțele în Cotor, în orășelul Tot orașul Port. Este așa. Cum ar fi cetatea, efectiv, în interiorul cetății. Pe drumul acesta este foarte interesant și preiei o adrenalină inevitabil, pentru că da, sunt foarte multe curbe de 90 de grade. 90 de grade, de 180 de grade. Sunt undeva la 48 de păr. Aici este un parc minunat din Slovenia. Chiar la granița cu Italia. Un parc natural. L-am descoperit întâmplător în drumul nostru. Aici la fel este mai sus. Tot în Slovenia. Tot în Slovenia, da. Uh-huh. Am avut noroc că în perioada respectivă, pe drumul pe care noi am luat-o, eram lucrări. Și am stat efectiv 4 ore la un semafor în mijlocul muntelui. Aici tot în Slovenia, nu, ba da, în Slovenia, parcul Dolina, ceva de genul. O rezervație naturală. O rezervație naturală, da. Îți cam taie respirația, nu știu, aceste fotografii. Ljubljana. Cam asta este, cam... Slovenia este țara noastră de suflet. Aici da, este, wow, în Italia. Frumos. De fapt, la graniță. E la graniță. Cu Slovenia, chiar... între Slovenia și Italia. Nu mai știu cum se numesc lacurile. Da, Lago di... Nu știu, au denumiri de astea mai ciudate. Să zic. Lago di Fusine. Da, Fusine. Și acolo chiar am alergat. Am alergat efectiv pentru cadrul ăla. Ne trezisem dimineață și am plecat din Bled. Până am intrat în Italia și deci din Bled până în la lacul acesta sunt undeva la 53 de kilometri, 56 ceva de genul. Dar toată regiunea a Bledului efectiv aveți ce să vizitați. Sunt foarte multe. Cel puțin Slovenia pe noi ne-a încântat foarte mult.
Și vom reveni cu siguranță. Dar îți spuneai tu, Aiana, că nu de mult a spus nu într-un tur al Europei. Da. Și unde v-a plăcut cel mai mult? Slovenia. Deci peste cel tot mai mult. Unde am fost. Sunt peisajele așa de stai respirația față de alte zone din alte țări? Da. Te simți ca în România. Este pentru... o Românie civilizată. Noi cel puțin așa o considerăm. Am perceput-o, așa o considerăm și... Ne-a adus aminte cumva de zona Apusenilor. Da. Seamănă destul de mult cu apusenii noștri dragi, dar ceva mai civilizați. Da, asta e adevărul. Am fost și prin Austria, am fost și prin Germania. Germania, într-adevăr, se merită să o vizitezi doar dacă nu te grăbești. Ești de pe autostradă și mergi pe drumurile lăturalnice, pe drumurile adiacente. Bine, cred că nimeni n-a făcut ca noi 14 ore până la Kassel, da, pentru că am evitat autostrada tocmai să vedem să Germania. Vedem Germania, că de-aia plecasem. Nu, să merg pe autostradă și în țară, de exemplu, să evit situația, adică evit să merg pe autostrăzi, pentru că autostrada te duce din punctul A până în punctul B și doar atât. Eu, adică asta e percepția mea și asta am văzut. Și evităm și... Preferăm să nu civilizația, mergem să spunem. Da. Căutăm mai mult peisaje, căutăm mai mult natură. Și lucrurile astea, noi avem o vorbă, drumul cel mai prost duce într-un loc foarte frumos. Da. Deci, și de fiecare dată când am mers pe un drum forestier, drum cu macadam, drumuri. Nu, ne plac drumurile fără asfalt. Tocmai de aceea am luat și decizia să ne luăm o mașină pentru drumurile astea, pentru drumuri accidentate, exact, da. Pentru că, efectiv, acolo găsești ceea ce îți dorești. Da. Aceste fotografii pe care voi le-ați, de fapt, pe care colegul meu Armand le-a arătat, vreau să-mi spuneți cumva dacă v-ați gândit vreodată cumva să le înrămați. Nu știu, să faceți, până la urmă, un business. Pentru că, așa cum spuneam un pic mai devreme, ca să călătorești, ai nevoie de bani. Nu? Da. Pentru că e vorba de drum, de motorină, mâncare, cazare și așa mai departe. Voi cum vă descurcați? Vă sponsorizează cineva? Faceți cumva vreun business din această pasiune a voastră? Cum vă descurcați? Nu putem face un business din pasiunea noastră. Muncim, strângem bănuții, avem joburi ca orice om de rând. Și ca atare nu, sponsor nu avem, tot ce am făcut pe cont propriu. În schimb, să înrămăm aceste tablouri, da, am făcut-o, dar cu scopuri caritabile. Am făcut pentru diferite campanii, una dintre ele se numește Salvați-o pe Andreea, avem și o pagină de Facebook cu această campanie. Are nevoie de un transplant renal și noi practic am încercat să strângem bănuți din vânzarea de tablouri și putem spune că oarecum am reușit. Da. Mai aveți la vânzare tablouri dacă vrea cineva, nu știu, poate cuiva i-a plăcut vreun peisaj și vrea să-l remeze, da, să-l pună într-o face sufragerie? La comandă se poate, da? Sigur da, că se da. Se pot face tablourile la comandă, însă momentul în care... Efectiv, munca noastră ne-am pus-o pentru... Am vândut-o, efectiv, pentru cauza aceasta, pentru campania aceasta. Cumva a avut și un răsunet către alți fotografi din țară. Și la rândul lor ne-au ajutat. La rândul lor ne-au ajutat și chiar a fost o... Ceea ce le mulțumesc foarte mult pe această cale. Deci să înțeleg că toți fotografii din România s-au unit, au unit forțele pentru a o salva pe Andreea. Pe Andreea, da. Pentru a putea strânge niște fonduri pentru Andreea. Și care chiar pentru nu, cei care poate au cumpărat aceste tablouri sau poate care au donat bani pentru această domnișoară, ar fi ideal, nu, să le spuneți acum câteva detalii. E bine, s-au strâns banii, mai are nevoie, starea de sănătate care este... Andreea este, de fapt, e ținută sub control. Starea ei de sănătate este ținută sub control. Are și zile mai bune, sunt și zile în care nu se simte foarte bine. Noi sperăm din suflet să ajungem cât mai repede cu ea la spitalul din Istanbul, unde trebuie să
facă transplantul, ar mai trebui și ceva bănuți, unele fonduri. O parte de postoperatori. Da. Da, pentru recuperare, fiindcă recuperarea ei va dura undeva la 3 luni. 3 luni de stat în Istanbul înseamnă bani. Pentru cazare? Cazare, da, plus ce masă, transport. Da. Toate cele. Dar ce ați sesizat voi în ultima vreme? Ați observat cumva că oamenii sunt cumva doritori să ajute pe cei bolnavi? Pentru că aș vrea cumva să facem așa o paranteză și să înțelegem cu toții că până la urmă boala nu te atinge nici dacă ești foarte bogat, nici dacă ești sărac, nici dacă ești frumos. Nu ține cont de nicio caracteristică. Astăzi poate voi fi eu lovită, Doamne ferește, de vreo boală, mâine tu și așa mai departe. No, cum ați perceput oamenii? Și aici nu mă refer numai la fotograficul care aveți voi așa tangență. La început oamenii au fost foarte reticenți. Au zis că poate e, nu știu, ceva, vreo înșelătorie pusă pe Facebook, poate intențiile nu sunt bune. Ulterior, noi tot postând pe pagină și tot distribuind, au realizat că de fapt chiar nu este o glumă și chiar cazul este unul serios și s-au implicat într-un număr foarte, foarte mare. Nici nu ne așteptam. Noi la un moment dat am strâns o parte din fonduri necesare strict intervenției, strict transplantului și am crezut că n-o să atingem numărul de SMS-uri, numărul de fonduri. Printr-o minune am reușit să strângem bănuții respectivi într-un timp foarte, foarte scurt, chiar mai repede decât aveam termenul necesar. Oamenii deci iată că se implică, poate. Dacă se poate. Și da. Mai ales cred că ideea aceasta de a înrăma niște peisaje, de a le oferi oamenilor ceva în schimbul banilor, cred că până la urmă face mare lucru. Da. E mai bine totuși, nu? Să oferi ceva și să primești bani în schimb. Da. Da, chiar la un moment dat. Cred că mulțumirea este sunteți, mult mai mare. Că cei care urmăresc sunt, sunteți chiar de admirat pentru că faceți lucrul acesta. Chiar la un moment dat am postat pe site-ul de socializare că aș dori să fotografiez evenimentele oamenilor dacă au nevoie de o nuntă, de un botez contra cost, dar acei bani contractual da. Să fie virați către Andrei. Contul Andrei. Și la fel, contractual mă prezentam la eveniment, îmi făceam serviciul și efectiv făceam două lucruri. Îi ajutam pe oameni și o ajutam și pe Andreea. La fel, am zis totuși să fac la un preț decent. Nici să mă arunc, dar nici să mă duc degeaba. Că până la urmă nu mă duceam pentru mine, mă duceam pentru Andreea. Și sunt. Momentan au fost... Sunt oameni interesați, dar... După ce se va termina această campanie pentru Andreea, v-ați gândit cumva să ajutați și pe altcineva? Pentru că știm cu toții, țara este plină de copii bolnavi și, nu știu, e sfidător până la urmă să afli că și un copil de 3-4 ani este bolnav de cancer. Și te întreb oare cum a făcut acel copil cancer la 3 ani? Da. Tot prin intermediul paginii făcute pentru Andreea, m-am trezit într-o zi cu un alt caz, o mamă destul de disperată, copilul are 17 ani, este bolnav de cancer. Ajutor pentru Cristi se numește, știu că a creat dumnea ei un grup. Cristi are 17 ani și din câte am înțeles avea tumori în tot corpul. În România nu i s-a dat nicio șansă, iar în Germania trebuie să se prezinte lunar pentru tratament. Actualmente Cristi se simte foarte bine. Pe 19 martie trebuie să se prezinte din nou la tratament și tratamentul costă enorm de mult și tot așa sperăm să ne putem implica și să-l putem ajuta. Da. Acum... Și ca să vă implicați și ca să ajutați, cumva trebuie iarăși nu să puneți pe tapet niște peisaje, să faceți niște tablouri, pentru că ideea voastră mi se pare minunată.
Da, și că, fondurile se adună destul de chiar dacă, nu știu, un tablou, o să dau un exemplu, 100 de ron și poate nu am nevoie în casa mea de un tablou, dar pot să-l fac cadou cuiva, de ziua cuiva. Până la urmă știu că am făcut și o bucurie celui căruia i-am dăruit un tablou și până la urmă fac o bucurie și omului la care ajung banii. Da, chiar s-au întâmplat oameni în care m-au sunat și au zis, vezi că am virat prețul tabloului, dacă dorești să-l dai altcuiva, să-l revinzi, nu este niciun fel de problemă. Sau dacă vrei să-l dai cadou altcuiva, la fel nu este nicio problemă. Nu neapărat dorim tabloul, cât dorim să o ajutăm pe Andreea. Au fost, sau... chiar au fost foarte mulți. Chiar au fost foarte mulți care ne-au contactat și ne-au susținut, efectiv. Ne-a cumva... puțin ne cam demoralizasem, să zic așa, din punctul ăsta de vedere, pentru că s-a întâmplat ceva foarte ciudat, să zic așa, sau straniu, cel puțin din punctul nostru de vedere. Chiar înainte cu o zi să se strângă acele SMS-uri de câte avea nevoie, 15.000, înainte cu o zi, tatăl Andrei ne-a dat mesaj și ne-a spus că este foarte dezamăgit de situație și că nu știe ce să mai facă. Nu credea că se vor strânge. Erau ca și 4.020 de SMS-uri. Într-adevăr, a fost o chestie că, până la urmă, te uiți la realitate și vezi că te limitează timpul. Și chiar în ziua aia când ne-a trimis SMS-ul, ne întorceam dinspre Făgăraș, spre Brașov și la ieșire din Făgăraș am oprit la o benzinărie să luăm o cafea. Băieții de la benzinărie, foarte agitați, am întrebat, ce s-a întâmplat, ce aveți? Că a fost lovit ceva, dar nu știm ce. Zic, ce? Căprioară? Ce? Nu, că posibil să fie o buvniță. Și zic, hai să o văd. M-am dus la locul cu pricina, am văzut că era întreagă, nu era, nu știu, curând deschise sau fractură deschisă. Cel puțin dacă o pasăre are fractură deschisă, șansele ei se duc sub 10. Și chiar 10 era o bufniță? Chiar da, era o bufniță. Parcă vorbiți așa despre, nu știu, un pasaj dintr-un film. Parcă undeva cred că am așa secvența asta, mi-aduc aminte de un film cu... A lovit cineva ceva. Da, și a venit Irina repede lângă mine și zic, ce facem? O luăm. O luăm. Nici nu mă gândesc, o luăm, o salvăm. Bine, ok. Și am spus băiatului de la benzinărie, adu-mi o cutie mai mică, încât să nu aibă loc să se desfășoare. Și să nu se sperie, să pentru se că sperie. Ele sunt destul de fricoase. Se stresează, asta și e singura chestie. Adică pot muri chiar de la stres. De la stres, e suficient. Da. Fac atac de panică și... Precum hamsterii. Și am luat-o. Și în drum spre Brașov am încercat să sunăm la toate asociațiile. Bine, era duminică seară, nici la poliție nu-i deschis. Și... Am găsit într-adevăr un medic veterinar din Brașov care a spus, vin, nu-i nicio problemă, eu vin de acasă, veniți la cabinetul meu, încercăm să-i acordăm un prim ajutor. Am găsit și pe cineva ulterior în București să... Da, să o ia. Să o ia. Să o dăm ca să o aibă sub supraveghere până actualmente buvnița este foarte bine. Cert e că imediat după ce am salvat această buvniță, telefoanele noastre zbârneiau în continuu. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Au explodat, efectiv, din cauza SMS-urilor. Și într-o zi am strâns toate SMS-urile. 14 ore s-au făcut, sau 17 de la 4.020 de SMS-uri la 15.000. Nu, ajunsese la 28.000 și ceva, aproape dublu decât avea nevoie Andreea. Dar cumva voi asociați în mintea voastră, nu știu, venirea buvniței pe parbrizul mașinii voastre? Nu pe mașina noastră. Nu pe mașina noastră a fost. A lovit-o cineva, noi pur și simplu am luat-o. Și a luat-o și a aruncat-o în șanț. Iar noi am culesă din șanț. Asociem cumva, întâmplarea. Sau da, cel puțin mi s-a părut destul de simpatică. Buvnița este o pasăre care prevestește ceva rău. Până la urmă, după ce ați luat-o și ați îngrijit-o și ați vindecat-o, iată că lucrurile bune au început să vină în viața voastră și în viața Andrei.
Deci acum să înțeleg și să înțeleagă și cei de acasă că s-au strâns banii, nu, pentru transplant, da. Dar mare nevoie pentru cele 3 luni de în care recuperare. Va sta în da. Istanbul, nu? Da, da, da. 3 luni care acolo... Cu siguranță ne vom lupta alături de ea și vom încerca să o ajutăm din toate punctele de vedere. Chiar am discutat și cu tatăl ei, dacă este nevoie de însoțitor, mergem și noi să stăm, adică să facem pentru cumva... Pentru că fiind 3 luni... Va avea nevoie permanent de iar însoțitor. Legislația prevede un însoțitor obligatoriu și atunci va trebui cumva în cele 3 luni să facem cu schimbul, să facem rocadă, pentru că... Bine, pentru noi ar fi o problemă. Sunteți apropiați, nu? Sunteți apropiați, Andrei, cumva din familie? Da, este verișoara mea. Este verișoara mea și nu neapărat că este verișoara mea, fac lucrul ăsta. Chiar și înainte am avut câteva campanii interne cu grupul de fotograf pe care noi l-am creat, Fotograf Hai Hui. Am strâns fiecare cum au putut fonduri și ce mai aveau ei pe acasă. Și am ajutat pe cine s-a putut, cum s-a putut. Oameni fără să care le... nu aveau o situație financiară bună sau ok de cât să supraviețuiești. Practic, până la Andreea, noi n-am făcut publice cazurile respective. Am fiind evitat. Mai ușor de realizat, am considerat că nu e cazul să publicăm. Nu ne doream reclamă sau publicitate. În cazul Andreei, însă, fiind vorba de o sumă mai mare, nu puteam să facem față, ne depășea situația. Da. Și atunci a trebuit... Cât costă un transplant în Turcia? 2.800 de euro. Nu, 30.000 de euro. 28.000, 30.000 de euro. 30.000 de euro. Acesta este plafonul strict pentru transplant. De aici mai pleacă alte tratamente, alte intervenții, alte analize. Acum, noi am făcut un calcul estimativ la 40.000, dar este foarte posibil să depășească 40.000. Actualmente mai avem undeva la... mai avem strâns 39.000 din 40.000, dar este foarte posibil să depășească aceste costuri, mai ales deci total, transportul de tevino. Deci ce am strâns în momentul de față sunt 39.000. Cu tot cu SMS-uri. Cu tot cu SMS-uri. Și ușor, ușor încercăm cumva să... Și chiar s-au implicat foarte mulți la campania. Nu doar fotografii, adică au fost și oameni de rând care pur și simplu au văzut cazul și au dorit să doneze. Au fost oameni din afara țării, din Franța, din Pennsylvania, de peste tot din lume. Pur și simplu am Dar primit telefoane. Dar cum ați ajuns la acești oameni? Să înțeleg că și Facebook-ul nu v-a ajutat în acest sens. Deci să înțeleg că, până la urmă, este și el util. Pentru că foarte multă lume spune, domne, nu este bun acest Facebook. Ei, iată că în anumite situații chiar este bun, chiar este ajutător. Da, și chiar nu limitează campaniile caritabile, din câte am observat. Mai mult decât atât... Cam asta e speranța multor persoane ce au nevoie de ajutorul celorlalți. Nu să nu uităm de acei băieți care au preferat... Da, au fost doi băieți care m-au contactat și mi-au spus că, George, din păcate, nu vreau să îți trimit 500 de lei, prefer să promovez. De acești bani preferăm acești să bani vă promovăm. Să promovez campania. Pentru că ar ajuta-o și ar înmulți suma și, într-adevăr, așa s-a întâmplat. Și l-am pus în contact cu a doua persoană ce mi-a spus același lucru și le-am spus, uniți-vă forțele și promovați. Dacă voi asta doriți și asta simțiți să faceți, promovați, nu este nicio problemă. Acum pentru 1000 de lei în minus sau în plus. Și a fost foarte bine. Și a fost chiar foarte, foarte ok, pentru că ei efectiv au promovat această campanie pe Instagram. Iar a avut, să zic, un răsunet, efectiv, un răsunet, a pentru că impact. Au fost și foarte mulți oameni ce au dat din afară. Da. Așa cum vă spuneam și înainte de a intra în direct în această emisiune, v-am spus că timpul este limitat, din păcate, și eram convinsă că nu vor exista nici emoții și eram convinsă că nu o să vorbim atât când ne-am fi propus noi să vorbim. Și pentru că emisiunea mea s-a încheiat, o să vă rog pe finalul acestei emisiuni
având în vedere că sunteți aproape de acești oameni care au trecut prin aceste boli. Nu mă refer numai la cazul Andreei și la celelalte cazuri în care voi v-ați implicat. Cumva ce l-ați sugera oamenilor care ne privesc în acest moment, care ne vor privi, iată, și pe YouTube, pentru că va fi urcată emisiunea aceasta și acolo, pe lângă faptul că ar trebui cumva să călătorim, pentru că zic eu că amintirile sunt cele mai de preț, nu hainele după noi, da. Ce le transmiteți voi? În primul rând, pe partea cu sănătatea, cel puțin, cazurilor cu probleme, speranța moare ultima. Deci, să fie receptivi. Să fie la fel receptivi de receptivi cum au fost și în cazul Andrei. Să fie receptivi cum sunt și în cazul lui Cristi. Să încerce cumva să ajute. Să-și unească puterile. Să ne ajutăm între noi, pentru că iată, avem nevoie. Exact. Vă mulțumesc încă o dată și eu vă aștept cu mare drag să mai veniți în platoul acestei televiziuni și cumva să ne spuneți în continuare despre pasiunile voastre. Da. Mulțumesc încă o dată și le mulțumesc și celor de acasă pentru că mi-au urmărit această emisiune. Numai bine, sănătate multă! La revedere!